Salut, dragi rapidiști! Bine ați revenit pe Giulești! Vivi, ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine, abia aștept meciul acesta. Suntem pe Giulești. La noi acasă. Am venit să ne facem treaba, încă n-a venit frigul. Sperăm că nu o să fie nici mai târziu frig, dar suntem într-un vibe super bun. Și pe soare și pe frig suntem alături de Rapid. Oh, exact, exact. Hai Rapid! Hai Rapid! Orice care vin și au zis să-ți cu fără să primească nimic în schimb, nici măcar un mic cadou, da? Aici nici vreau să-ți cadou, da? Deci aici sunt suporterii și pregătesc aia. Cum mi se pare camera? Frumoasă. Frumoasă? Da. Alea două sunt cele mai frumoase culori de lume, când ne punte, da? Da. E, acum hai să mergem un pic, o să mai mai departe, mergem la următoarea cameră. Extraordinar. Nu am crezut că din cele 200.000 de cuvinte ale vocabularului limbii române voi rămâne fără o inspirație să pot spune tot ceea ce simt, să simt vibrația elevilor mei, vibrația acestui loc. E un fenomen. E ca un curcubeu deasupra sufletului meu. De când țineți cu Rapid? De mult. De foarte multă vreme. Am început să țin cu Rapid uitându-mă, eram copil la un meci cu tata și îndrăgostindu-mă de Erica Răducanu. A fost un simbol și un luptător în același timp. Să vedem, care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu Rapid? Cupele europene. Toată acea luptă, toată acea încrâncenare pentru a fi egalul celor din Europa. Patriotismul și îndârjirea, până la urmă și fotbalul are patriotismul lui, dacă știi să-l guști și dacă știi să-l descoperi. Cred că cele mai frumoase momente acelea au fost. Și chiar și lupta Rapidului de a reveni din Berna. Sunt momente frumoase, să vezi oameni care nu renunță. Că până la urmă viața este despre a nu renunța. Și Rapidul asta ne învață. De ce Rapid? Ce are deosebit față de Rapid? De ce nu? De ce nu? Rapidul nu e o poveste, e o stare de spirit și cred că viitorul tinerilor din țara asta ține și de sport. Ține de faptul că înveți ceea ce la fair play, că înveți să lupți, că înveți să te ridici, că înveți să te bucuri, că înveți să plângi și că înveți să spui, chiar dacă mă inspir din peripile vântului, și mâine e o nouă zi. Hai Rapid! Is this your first time here with us? No, the third time already. What do you like about Rapid? It's for us a family club. It's nice supporters, they play well, and they have a good reputation, so we very like Rapid. Do you have a favorite football player? Cian Emmers. What is your favorite moment with Rapid so far? In derby, we saw the derby,
FCSB, yeah. Here in the stadium. It was very, very nice. It was a good game. We won 2-0. That was one of the most beautiful moments. Yeah. Where are you from? Belgium. From Belgium, yes. Okay. What message do you have for the team? That they continue to take the 3 points. So that's very important for to get the championship. That they every game that they win. So we hope that they do that. Great. Thank you so much for participating. Have a lovely evening and hi Rapid! Tonight we had a couple of guests. You can see them right now. Yay, they really love our team. They're from Canada and we were very, very happy to host them tonight. Thank you. How was the game?
The game was very exciting. Unfortunately, we did not win, which was a bit of a bummer, but the atmosphere was great and some great memories. How about you? Yeah, usually we sit with the crowds, but this time it was different. We got like a front row, just the field just right in front of us. It was great. The atmosphere was wonderful. Really great. Every time we come to Romania, we come for Rapid. Woo! Yeah, I watched all your videos about Rapid. And I was very impressed. I really liked how you chose the team. You saw that guy in the street. Yeah. And you really. Yeah. The horns. And you were like, okay, this is our team, let's go. And you still stuck with it. Yes, of course. Well, it was our first ever football experience. Yeah. So we really had no idea what to expect. Wow. And you didn't know the rules, you didn't know anything. I know the rules. I've certainly seen like World Cup games, but I've never played football in my life and I've never been to a match. So we came and it was Rapid versus FCSB. People were lighting things on fire. People were fighting in the stands. I said, this is really something special. So now we come every year. And after the game, we come onto the field and we do interviews in the net. Yes, and this is a very, very special interview with some very special guests. Oh, thank you. So, yeah. All right. Forza Rapid. Forza Rapid.